Bună dragilor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Este un clip de reset de început de an, deși ar trebui să nu simțim doar la început de an că putem să punem punct, să facem, să tragem linie, să facem bilanțul și să o luăm de la capăt. Practic cumva la începutul anului totul se șterge, tot ce am greșit rămâne în urmă, învățăm din ce am greșit, învățăm și din ce am făcut bine analizăm ce s-a întâmplat în anul următor și pornim în noul an cu forțe proaspete, o luăm de la zero, start fresh, cum spune francezul, nu o să fac un vision board așa cum se poartă, m-am tot gândit dacă să-l fac sau nu, nici nu m-am pregătit din timp, însă o să vedeți că o să am un alt fel de board pentru anul acesta și am furat și eu idei de la alții, am o listă cu lucrurile care mi se par mie cele mai importante. Am scris în creion totul, am mai șters, am completat, le-am mutat mai sus, mai jos ca să fie ordine așa cum mi se pare mie cea mai potrivită. Sunt niște 20 de chestii am eu aici, plus, plus 1, 20 de chestii pentru o viață mai bună, 20 de chestii cu care să pornim în noul an și la care să reflectăm și să le avem în vedere pe tot parcursul anului, în fiecare zi, în fiecare săptămână, pentru că doar așa viața noastră va putea fi mai bună. Iar primul lucru pe lista mea este sănătatea. Am tot văzut la majoritatea persoanelor care au făcut dream board că sănătatea ori nu apare ca poză pe aceste dream board-uri, ori apare undeva la final, mie mi se pare că este cea mai importantă. 2022 a fost un an care mi-a dovedit din nou acest lucru. Acum, probabil, la 20-30 de ani sunteți, hei, mult mai sănătoși, mai optimiști și mai puțin trecuți prin viață. Probabil că părinții voștri sunt bine, mersi, sănătoși și n-ați avut probleme reale din punctul de vedere al sănătății, ceea ce vă doresc să se întâmple în continuare, însă. Aici sănătatea nu o privim doar așa, să fiu sănătos astăzi și ai mei și restul. Sănătatea trebuie să fie o preocupare constantă, reală, pe tot parcursul vieții, pentru că nu pot să zic că astăzi m-am îmbolnăvit, gata, adopt un stil de viață sănătos, că deja e prea târziu, trebuie să prevenim, trebuie să ne pregătim corpul, să ne pregătim noi mental ca să ne îngrijim de corpurile noastre, din ceea ce privește chestia asta cu sănătatea și aici pornim de la somn, să dormim suficient, să ne hidratăm suficient, Uh, și în primul rând să avem niște cunoștințe. Oarece cunoștințe, pe parte de alimentație, pe parte de sport, de uh, stil de viață. E un tot unitar și cred că ar trebui, eu mi-am propus ca anul acesta uh, să citesc să mă documentez 15 minute în fiecare săptămână, măcar, deci 15 minute pe săptămână, să citesc ceva nou despre. Sănătate, organism, nutriție, chestii dintre astea, pentru că cumva suntem prinși în voltoarea asta de a face cât mai mult, de a merge în cât mai multe locuri și uităm să știm cât mai mult și uh, să știm cât mai mult pentru lucrurile care cu adevărat contează. Uh, pe locul 2 este familia, spuneam că de sănătatea noastră și a familiei și. Uh, nu știu dacă categoric sănătatea și a mea, și a familiei este importantă. Familia vine pe. acolo în top pentru că trebuie să-mi prioritizez cumva activitățile, muncesc mult, fac și YouTube, fac și sport și cumva trebuie să ne facem timp pentru familie, pentru cei dragi, pentru că suntem ființe sociale și avem nevoie de oameni în jurul nostru și familia trebuie să ne fie întotdeauna cea mai apropiată. Pe locul 3 este educația și nu, nu sunt la vârsta la care să mai am de susținut examene. Educație în sensul educație continuă. Da, așa îi spune, la ce care ne obligă să facem un număr de ore anual. Educație continuă se numește treaba asta și cred că ar trebui pe tot parcursul vieții să nu încetăm să învățăm lucruri noi, fie că... Uh, nu știu, despre uh, proteine, ceva despre proteine. Uh, ceva despre uh, uh, o lim eu nu mai uh, nu mai vreau să mai învăț limbi străine, dar e un uh, highlight ăsta cu să înveți o limbă străină, cu siguranță ajută creierul să uh, se învârtă în mod uh, eficient și sănătos. Deci dacă aveți planuri din astea mărețe, învățați o limbă străină, învățați să cântați la pian, învățați să dansați, important este să învățați lucruri noi. Eu n-am reușit să-mi trec pe listă ceva așa pe care să învăț anul ăsta în mod special, dar v-am zis, mi-am propus ca săptămânal 15 minute să mă documentez pe o temă legată de sănătatea mea și în general. Pe locul 4 este alimentația, și uh, există o vorbă: ieși ceea ce mănânci, și asta nu doar din punctul de vedere al kilogramelor, ci, în primul rând, din punctul de vedere al sănătății. O să vedeți că tot o să revenim la partea asta cu sănătatea. Uh, totul este legat. Alimentația este importantă pentru o viață sănătoasă și este important să. Avem ceva cunoștințe, pentru că în România cel puțin nu se studiază nutriție decât la facultățile de profil. Nu avem acces la prea multă informație în acest sens, așa că mi-am propus ca în anul acesta să fac, eu mi-am propus un clip pe lună, este puțin probabil să reușesc să fac 12 asemenea clipuri. Îl am pe cer cu colagenul, despre colagen, filmat încă de pe la jumătatea lui 2022 și n-am reușit să le editez, din păcate, dar să spun, eu cu foarte mare optimism îmi propun 12 clipuri, este multă muncă, este multă documentare și nu vreau să vin în fața voastră cu niște informații de care nu sunt sigură, dar asta mi-am propus. Dacă nu o să reușesc, măcar din cartea aceea totul despre alimente pe care am comandat-o de pe editura Litera și din care citesc periodic, să știți, și aflu chestii noi și interesante sau pur și simplu îmi reamintesc chestii pe care fugitiv le-am auzit anterior, dar măcar așa, din când în când. Și cred că pentru toți dintre noi ar fi important să să avem în vedere să știm, să cunoaștem mai mult despre alimente, despre proporția lor în farfurie, ce ne face bine, ce ne ajută să prevenim anumite afecțiuni, chiar și pentru frumusețe, să știți că alimentația este foarte importantă. De exemplu, mi-au ieșit coșulețe acum în perioada asta cu sărbătorile, că am mâncat mai mult gras, am mâncat mai mult dulce. Iată, sunt lucruri pe care Trebuie să le avem în vedere, și eu mi-am propus să le am în vedere. Al cincilea lucru pe lista mea este sportul. Dacă mă știți de ceva timp, știți că merg la sală de două, trei ori pe săptămână. N-am reușit din vlog, mă s-am reușit doar de două ori pe săptămână. Iar anul acesta suntem în 8 astăzi, 7, astăzi când filmez și am ajuns o singură dată, dar în schimb am fost de 3 ori cu bicicleta în parc, ceea ce este ok, deci vreau să păstrez asta de două 3 ori pe săptămână și dacă se poate să fie cât mai mult un aer liber, pentru că acolo e altceva, mai vezi oameni, mai, vezi, mai auzi o păsărică, mai vezi un copac, soare, vitamina D3, mi se pare mai bine. Pentru mine cel puțin acum fiecare face cum, cum dorește. O să mi păstrez și abonamentul la sală, bineînțeles, pentru că în, în notul este sportul meu preferat și care mă relaxează cel mai tare, așa că vreau să merg în continuare la bazin o dată pe săptămână. Asta am făcut de fapt. Am fost o dată pe săptămână la not și de câteva ori cu bicicleta în parc. Pe locul 6 este bunătate sau caritate și ar trebui să fim mai buni, în primul rând, cu noi, pentru că de cele mai multe ori sunt foarte, suntem foarte exigenți și uh, uităm să apreciem ceea ce facem bine, ceea ce ne-a ieșit, uh, rămânem uh, cumva fixați pe ceea ce nu ne-a ieșit sau uh, pe ceea ce au reușit alții. Social media și televizorul sunt dușmanul nostru, numărul unu, deși sunt uh, dependent, aș zice, de social media. Uh, Trebuie să recunoaștem că acolo vedem case frumoase, oameni care călătoresc în locuri senzaționale, oameni care mănâncă la restaurante chestii de nici n-am auzit de ele. Important este să le luăm așa cum sunt, să nu ne simțim noi nefericiți că nu suntem acolo. Ok, este bine să ne propunem să ajungem în locuri frumoase și să mâncăm dișuri senzaționale, dar să nu rămânem blocați așa în social media, să învățăm să apreciem ceea ce suntem, ceea ce avem, să fim buni în primul rând cu noi și să nu uităm să fim buni și cu ceilalți, pentru că oricât de greu ne-ar fi într-un anume moment al vieții, să știți că sunt oameni cărora le este întotdeauna și mai greu. Așa că plecăm cu optimism. Mi-am propus să-mi aleg un cuvânt pentru anul ăsta, pentru anul 2023 și cuvântul pe care l-am ales este speranță. Am oscilat acolo optimism, speranță, bucurie. Haideți să mergem pe speranță, cu speranța că 2023 va fi mai bun sau nu va, fi mai, nu va fi așa de rău cum a fost 2022 din anumite puncte de vedere. Deci, da, bunătate să fim buni cu noi, să fim buni cu ceilalți și eu mi-am propus ca lunar să fac un gest pentru cineva. Nu, nu pentru cei apropiați, pentru cineva necunoscut, să ajuți un om pe stradă, să faci... O să vedeți că mai pe final am și voluntariat pe listă. Dar da, vreau să fac asta lunar, oricât de mic ar fi gestul, chiar dacă este să cumpăr cuiva o sticlă de apă de aia mai mare pe care nu poate să o care sau orice, vreau să fac asta în fiecare lună. Și uh, o să încerc să fac un bord, așa o... O, o versiune printabilă a acestei liste pe care să o puteți printa și voi în cazul în care vă regăsiți în subpunctele pe care mi le-am notat eu aici uh, pentru, uh, și oricum vreau să o am printată pentru mine ca să bifez acolo pe fiecare, uh, pe măsură ce uh, le, le îndeplinesc. La numărul 7 uh, este recunoștința și uh, anul trecut, la începutul anului, aici. Mi-am propus să-mi notez un lucru pentru care sunt recunoscătoare în fiecare zi. N-am reușit, din 365 de zile, cred că poate dacă am reușit 50, dar uh, e optimist să spun 50, uh, undeva sub uh, și acum nu mai sunt așa de optimistă cu acest obiectiv și mi-am propus săptămânal. Săptămânal vreau să stau să notez un lucru pentru care sunt recunoscătoare și avându-l așa pe panoul ăsta o să pot să și gestionez mai bine. Și am văzut la prietena mea, Sabina Rusescu, că ea își scrie într-o agendă lucrurile, în afară de idei și ce își propune și așa, își scrie și lucrurile pe care le-a făcut. Ea și-a notat toate colaborările pe care le-a avut pentru YouTube sau pentru blog, tot ce a reușit, nu mai știu, mai erau mai multe chestii, dar am uitat și mi-am pierdut ideile, vedeți dacă nu mi le-am notat, e bine, anul ăsta, în agenduța asta cu momentele tale preferate, o să-mi notez și eu lucrurile pe care le-am reușit, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, tindem să ne raportăm la ceilalți, și să nu ne raportăm la noi. Avem obiectivele noastre, avem viața noastră și trebuie să fim recunoscători pentru ceea ce reușim, pentru ceea ce avem și pentru ceea ce suntem până la urma urmei și, în primul rând, pentru sănătate. La numărul 8 este natura și mi-am propus să stau la soare sau, nu știu, pur și simplu să merg undeva afară de 2-3 ori pe săptămână Aici, iarăși, e greu cu timpul, de asta spuneam cu sportul încerc, o să încerc să-l fac afară, e foarte important soarele pentru vitamina D și pentru starea de spirit, pentru că lipsa soarelui provoacă depresii, s-a studiat, s-a constatat, nu există niciun dubiu în acest sens, așa că, dacă e soare afară, încercați să mergeți măcar un sfert de oră afară la soare, să vă bucurați de ziua frumoasă, fie că vă duceți pe jos la cumpărături sau până dacă sunteți la birou să ieșiți până în colțul biroului, până la colț să vă luați un covric sau o apă sau ceva, o plimbare afară atât la timp cât soarele este sus pe cer este benefică din toate punctele de vedere și fizic și pisic. Că pisicul ne joacă, ne joacă feste de, dacă nu avem grijă și de el. Pisicul doarme, pisicul stă cu cracii sus. Dar haideți să trecem la numărul 9. La numărul 9 avem călătorii. Pentru mine e foarte important să călătoresc și îmi doresc să ajung în locuri noi, dar e bine să ajung și în locuri vechi. Ceea ce mi-am dorit în 2022 și nu s-a întâmplat, a fost să ajung la Roma. Ceea ce nu mi-am dorit în 2022, mi-am dorit în 2020, cred, să ajung la Barcelona și atunci nu s-a întâmplat, dar s-a întâmplat în 2022. Așa că poate totuși o să reușesc anul ăsta să ajung la Roma. Anul trecut am făcut niște planuri și am ținut cu dinții să facem planuri pentru concediu, pentru plimbări, pentru de toate și, din păcate, viața a zis, hei, fiți voi mai umil și mai uh, uh, cumpătați, că eu am alte planuri pentru voi și s-au cam dus de apa, pe apa sâmbetei toate planurile pe care le-am făcut, datorită unor probleme de sănătate, dar haideți să păstrăm tonul optimist și să vedem cum facem să fie bine. Deci sper totuși să ajung la Roma, deși nu se întrebă de șanse, cel puțin de deocamdată, dar vedem. A oi ajunge, noi ajunge, poate anul ăsta, poate când o vrea, o vrea Providența, sunt în continuare cu Roma pe listă și însă vreau să fie... Să am o chestie mai palpabilă, să ies o dată pe lună din oraș, Bucureștiul ăsta este plin de praf de fum de rot, Cumva am fost de bobotează la Comana și e atât de minunat să fie liniște, să n-au salvări, să n-au sclaxoane, să nu fie oameni foarte mulți în jur și asta e important, să vezi tot cerul și apă și soare. Iar în București nu prea poți să vezi așa tot cerul și apă și soare, că ai blocuri, că ai claxoane, că de toate. Deci vreau să, ca anul ăsta să mergem undeva, fie că e la Comana, fie că e la Belciugatele, fie că e la Cernica, undeva, nu neapărat să mă duc până în Maramureș să mă plimb cu mâncănița, pur și simplu să ies din oraș o dată pe lună, iar aici, undeva între călătorii și natură, mi-am propus ca în anul acesta să văd măcar o dată răsăritul așa, în superbitatea lui undeva în natură și măcar o dată anul acesta să văd Apusul pentru că am prins și anul 2022 niște răsărituri spectaculoase și niște apusuri spectaculoase și cred că nu ne bucurăm suficient de momentele acestea sau nu creem situații în care să ajungem să ne bucurăm de ele. Eu vreau să le creez aceste situații și să fiu în punctul în care să mă bucur de un apus sau de un răsărit în orice caz, de natură și undeva în afara orașului ăsta zbuciumat. La numărul 10 avem curățenie. E foarte importantă curățenia, e foarte important să ne simțim bine în casa noastră, să fim confortabili și uh, oricât ne-am dorit noi să mergem prin călătorii și prin locuri spectaculoase, când ajungem acasă să simțim că asta e tot ce avem nevoie, eu mi-am făcut căsuța așa cum mi-am dorit, pe sufletul meu, poate dacă aș decora-o și mobila-o acum aș schimba câteva chestii legate de YouTube prin prisma faptului că acum filmez de exemplu din bucătărie dar în rest pentru confortul casei am făcut așa cum mi-a dictat sufletelul m-am documentat, am citit, am, am făcut ceea ce s-a putut însă e important să o păstrăm ordonată și curată eu îmi fac întotdeauna patul imediat ce mă trezesc și dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că prima jumătate de oră de dimineață e dedicată ordinei și curățeniei prin casă și alea sunt niște momente care în afară de ordinea și curățenia prin casă sunt eu cu gândurile mele, îmi, pun, îmi las ideile să se sedimenteze, mă, cumva îmi planific ce am de făcut pe ziua respectivă, dar da 20 30 de minute ar trebui pentru fiecare dintre voi zilnic să le aveți alocate curățeniei și o zi pe săptămână pentru o curățenie mai generală de 2-3 ore pe săptămână de 2-3 ore odată într o zi 2-3 ore musai trebuie să le avem la numărul 11 avem organizarea ei bine eu sunt capricor, prin definiție sunt organizată știți că am liste, listuțe, agende, agenduțe Uh, și prin prisma profesiei și prin prisma faptului că tot timpul am avut foarte multe lucruri de făcut, am constatat că dacă ești organizat și ai o listă foarte clară, vei reuși să faci cât mai multe. Trebuie să fim obiectivi, trebuie să nu ne propunem să facem mai mult decât uh, realmente putem face, dar uh, da asta cu organizarea ar trebui în fiecare uh, seară să vedem... Uh, ce am făcut din ce am avut pe ziua respectivă și cum putem reprograma ce n-am reușit să facem și în fiecare dimineață, un 10-15 minute, să ne planificăm. Ați văzut, probabil, agenda mea pe anul acesta, dacă nu o să o vedeți într-un vlog viitor, că tocmai ce a ajuns zilele trecute este cam la fel, cam la aceeași cu, cea din, cu cele din anii trecuți, că le-am vreo 4-5 ani din urmă că mai am acolo numere de telefon, date de naștere, alte chestii și din când în când le mai scot de prin sertare. Dar e foarte important, orice fel de agendă, în orice formă ar fi, să vă organizați și să aveți lucrurile scrise sau, de ce nu, pe telefon, în notițe sau unde vi se pare voi interesant. Să știți că sunt și plenere, sunt aplicații din astea pe care le puteți downloada de pe telefon și să aveți acolo o agendă pe care să o accesați de pe telefon, de pe calculator, de unde vreți voi. Eu am folosit plenerul ăla de la Google, dar m -m, mai de mult și nu, nu am simțit nevoia să revin la el. La numărul 12 avem plante și mi-am propus de începând din 2023 în fiecare an să-mi cumpăr la început de an o plantă nouă. Încă n-am ajuns să-mi cumpăr planta pentru 2023. Nu știu dacă, vreau, dacă o să merg la Arabesque, la Leroy Merlin sau la Dedeman să-mi aleg o plantă mai specială, adică, nu știu, o să aleg ceva undeva 100-100 și ceva de lei, nu doar o floricică de asta basic de 20 de lei. Și da, vreau să fac asta în fiecare an. E Mulți dintre voi spuneți că vă mor florile. Să știți că și mie mi s-a întâmplat să moară florile, sunt anumite flori care pur și simplu au murit la mine în casă. Am, am avut, când ne-am mutat aici, aveam niște uh, copaci din aia de yuca, foarte frumoși, unul avea... Unu ajungea până la tavan, avea 2 metri și 30, ceva de genul. Aveam patru sau cinci superbi, absolut superbi, am murit cu toții, i-am chinuit, i-am replantat, i-am dus afară, i-am adus în casă. Am citit ulterior că plantele de iuca, la fel ca și orhideele, nu supraviețuiesc în încăperi care sunt, au geamurile îndreptate spre nord, ceea ce este cazul aici, așa că să știți că nu eu sunt vinovată. Plantele alea pur și simplu nu aveau condițiile. Propice ca să trăiască fericite în această casă și vă recomand, am mai avut o plantă foarte frumoasă pe care am luat-o de la uh, o florărie acum ceva timp, dar și aia, nici aia n-a reușit să se acomodeze condițiilor de aici din casă, deși eu să știți că mi-am dat tot interesul și am grijit o Dar am multe plante care s-au acomodat, sunt bine mersi. Uh, trebuie să le mut mai la soare, mai la lumină, dar uh, am plante. Și uh, mi se pare că este foarte important uh, să avem natură și în casă, și pentru oxigen și pentru ochiul nostru, că e ceva totuși estetic. Și pentru faptul de a îngriji ceva. Acum poate unii dintre voi îngrijiți copii, poate unii dintre voi îngrijiți uh, pisici, căței, uh, dar uh, haideți să îngrijim cu toții și câte o plantă. Pentru că e o bucățică din sufletul nostru care merge acolo. Și e totuși un obicei frumos și sănătos și benefic, în afară de beneficiile plantelor pentru ambientul din casă. Așadar, avem pe listă și plante. La numărul 13 avem zâmbete. Să nu uităm să zâmbim în fiecare zi. Și mă gândeam că sunt zile în care pur și simplu totul îți merge prost, totul este împotriva ta, poate ai pe cineva în spital, poate nu-ți ajung banii, nu știu, sunt zeci și zeci de motive pentru care unele zile sunt efectiv la, la limita dramaticului, dar ar trebui ca și în acele zile, chiar și în cele mai urâte zile să găsim un motiv să zâmbim și dacă nu reușim să zâmbim pur și simplu așa pentru că e bună cafeaua, eu mi-am propus, așa, să citesc un banc, să văd o comedie, să mă joc cu Kitty, că tot, tot timpul asta mă face să zâmbesc, că ea e atât de simpatică și de haioasă, că uh, inevitabil o să râd. Nu știu, voi, ce, ce. Voi cum reușiți să zâmbiți în cea mai rea zi posibilă? Ce vă face să zâmbiți? Chiar sunt curioasă să-mi scrieți în comentarii care sunt lucrurile pe care, uh, care vă înveseles pe voi. Dar da, asta ar trebui să fie un. Uh, un, un punct important aici pe listuță, să zâmbim. Apoi la numărul 14 am voluntariatul. Eu am făcut voluntariat mulți ani de zile și e un lucru care în afară de faptul că îi ajută pe ceilalți, te ajută și pe tine, te ajută să te dezvolți, să înveți lucruri noi, să cunoști oameni noi, să ieși din zona ta de confort și să faci ceva, să oferi celorlalți ceva. Așa, din o bucățică din tine. Uh, și nu știu cât de des o să reușesc, pentru că în România chestia asta cu voluntariatul este și puțin promovată și uh, nu este chiar așa de la îndemână. Dacă vreți să faceți voluntariat și nu știți unde și cum, uh, scrieți-mi că o să vă recomand câteva lucruri sau locuri unde se poate face voluntariat și unde veți cunoaște cu siguranță oameni absolut excepționali. Uh, și tot aici, pe partea cu voluntariatul, cumva sunt niște campanii de plantat pomi. Am vrut să merg și în toamnă. Amicii mei, Alex Grecu și Daniel Osmanovic, au fost implicați într-o campanie, dar în perioada aceea nu mi-a permis timpul să merg. Am vrut să merg cu ei și n-am reușit. Poate totuși îmi iese anul acesta. Apoi, la numărul 15 avem bugetul. Vrem sau nu vrem, lucrurile materiale ne ghidează viața, mergem la muncă, primim salariu sau ce primim noi, onorariu, fiecare cum, cum se organizează, dar avem bani, cheltuim bani, avem nevoi și toate cele de până aici nu pot fi alimentate decât cu bani, așa că este foarte important să avem un buget eu nu pot să spun că sunt limitată în vreun fel sau altul de buget, sunt foarte calculată, știu cât câștig, știu cât cheltui și întotdeauna am învățat să economisesc. E o regulă de aur care spune să economisești lunar 10% din ceea ce ai câștigat. Acum nu întotdeauna este posibil. Eu acum nu mai am credite ca să fie... Da, pe perioada când am avut credite nu aveam cum să economisez, tot ce aveam extra puneam, plăteam la credit anticipat, ceea ce mi se pare că este tot o economisire, dar ceea ce mi-am propus pentru anul acesta este să știu în fiecare lună câți bani am cheltuit, pentru că sincer în 2022 n-aș putea să spun cu exactitate care a fost bugetul pe care l-am cheltuit în fiecare lună, nu o să stau să-mi scriu fiecare bonuleț sau fiecare sumă pe care am cheltuit-o în într-o agenduță, deși să știți că și aici există niște aplicații care să vă ajute să vă gestionați mai bine finanțele. Florin face asta, eu nu, nu știu, nu am răbdare să stau să scriu sau poate nici timpul nu. Nu mi-am alocat suficient timp pentru acest task, să zicem. L-am dus în altă parte timpul meu, ăla puțin limitat, că tot 24 de ore am, n-am reușit să găsesc soluția aia. Dar vreau să știu în fiecare lună să-mi notez într-o agendă. În fiecare lună câți bani am cheltuit. Mi se pare foarte important că poate dacă într-o lună ne întindem mai tare cu anumite cheltuieli, luna viitoare o să fim mai cumpătați. La numărul 16 avem îngrijește-ți casa și spuneam casa noastră este locul unde venim, unde ajungem, unde trebuie să ne simțim bine. Eu nu cred că am de făcut modificări majore în casă, în sensul că mobila este așa cum mi-am dorit-o și nu este atât de veche încât să necesite să fie schimbată, dar dacă mă urmăriți de ceva timp, ați văzut că periodic mai cumpăr o pernuță, mai cumpăr o păturică, mai schimb un pic culoarea, mai schimb decorul, mai schimbăm o traperie, o perdea. Fiecare știe foarte bine ce are de făcut, dar acum la început de an este bine să ne facem un plan pentru îmbunătățirea calității vieții noastre și a frumuseții sau funcționalității casei. Dacă aveți de făcut mobilă, dacă aveți de schimbat frigiderul sau chestii de genul ăsta, este bine să vă treceți lucrurile astea pe o listă ca să le aveți în vedere și să fie ca o prioritate. Ceea ce mi-aș dori eu pentru anul acesta ar fi să zugrăvesc bucătăria, îmi propusesem să fac asta în toamnă, vorbisem, era programat, dar din nou viața a zis, hei, ia vezi tu cu planurile ale tale, nu, nu sunt. Viața n-a fost de acord cu planul meu de a zugrăvi bucătăria, am amânat-o, nu e nicio dramă, nu e nicio problemă, am niște. Uh, niște muncări arse au uh, deteriorat calitatea tavanului. Sigur, este afumat. Mai las lucruri pe aragaz în timp ce muncesc și mai uit de ele. Deci am avut și ceva fum, nu în ultima vreme, sinceră să zic, dar da, am avut și mai este o, o grilă de lângă aragaz care s-a ars datorită... N-am ars eu pe aia, altcineva a fost, dar aia ar trebui schimbată și a, asta înseamnă șantier. Dar cam asta, e plan, cam asta e planul meu. Scrieți-mi în comentarii voi ce planuri mărețe de renovare, de mobilare, de, de astea aveți pentru anul acesta. Sau poate vreți să vă luați o casă, că mă gândesc că unii dintre voi nu aveți căsuța voastră și vă doresc din tot sufletul să reușiți să faceți asta, chiar și cu ratele alea mari, să știți că o casă e o casă. La numărul 17 avem o chestie care are legătură și cu alimentația și cu dependențele și cu sănătatea, mi-am propus ca o zi pe săptămână să nu consum niciun fel de zahăr procesat. Acum, uite, de exemplu, săptămâna aceasta până ieri, N-am mâncat nimic dulce din comerț, adică am mâncat o banană, niște struguri, un mango la un moment dat, dar nu zahăr procesat. Și vreau ca pe tot parcursul acestui an să am o zi pe săptămână în care să nu mănânc niciun fel de zahăr procesat. Eu în cafea îmi pun miere, care este sănătoasă. Mierea, acum dacă mănânci 10 linguri de miere, nu mai e nimic sănătos acolo. Dar pentru o linguriță, două de miere, eu cred că nu e nicio problemă din punct de vedere al sănătății. La numărul 18 am aici Uh, un hobby, mie mi-e greu să mi-am mi -am tot, tot creierii, este bine să-ți găsești un hobby și să mergi pe direcția aceea, e cumva similar cu uh, a învăța ceva nou, dar nu neapărat. Eu am tot avut diverse hobby-uri diverse hobby, hobby de-a lungul anului, anilor, am, mi-a plăcut să dansez, să învăț să dansez, mi-a plăcut să iau lecții de tenis. N-am avut ocazia să fac asta în copilărie, acolo la mine la Cucureț și am făcut-o undeva pe la 30 de ani. Am, am fost foarte pasionată de ciclism și în continuare îmi place foarte mult ciclismul. Am, am făcut bijuterii, am făcut croitorie pe partea asta cu croitoria mi-am propus ca anul acesta să uh, insist, bluza aceasta este făcută chiar de mine, de un revelion în care n-am reușit să uh, merg să-mi cumpăr ceva și mi-am făcut o repede repede, vedeți că este sclipicioasă și îmi place în continuare foarte tare, pur și simplu este o bluză simplă care am prins un lănțișor aici. Și uh, e una din bluzele care uh, a rezistat. Nici nu mai știu când, cred că în 2014-2015 am făcut-o pe aceasta și iată că încă o port. Deci vreau să mai cost chestii așa pentru sufletul meu. Am croit zilele trecute o hainuță de, de pisică. Sper să reușesc să o fac, dar da, aici cu hobby-ul vă recomand să aveți un hobby pentru că vă ajută să vă direcționați energia pe o... Pe o spre creativitate, spre frumos și întotdeauna un hobby e ceva ce îți face, face plăcere și e foarte important să reușim să facem lucruri care să ne facă plăcere. Iar aici cu hobby nu știu, pur și simplu dacă vreți să mergeți la masaj sau să la spa sau să vă răsfățați în orice fel, pentru că e important să fim buni și cu noi și să ne oferim momente de relaxare. Eu n-am reușit să găsesc un, un hobby pe care să îl urmez anul acesta. Mergem pe partea asta cu croitoria, pe care vreau. E un hobby mai vechi pe care vreau să Să, să Mi-am dorit să revină pasiunea pentru croitorie. Dar ce vreau să fac, vă spuneam la început, nu o să fac un vision board, o să fac un board, o să merg la jumbo, cel mai probabil cât de curând, să cumpăr un panou mare. Din polistiren mi-aș dori eu să fie, să vedem ce găsesc. Mă mai gândesc la asta și vedem ce iese. Vreau să fac un panou mare, nici nu știu unde o să-l pun încă, cu poze. pentru că asta vă spuneam, vedem la ceilalți că au fost în Bali, că au fost în Thailanda și noi am fost până la Comana. Dar de ce nu putem să, fi, să fim fericiți de faptul că vizita aceea la Comana, de fapt, ne-a făcut foarte multă bucurie și ne-am simțit foarte bine? Ok, e frumos în Bali, n-am ajuns, nu știu, văd pe la alții, încerc să-mi propun chestii care sunt realizabile, iar asta cu Bali nu este realizabilă la mine, așa că nu pot să spun că-mi doresc să ajung în Bali. Aia cu Roma e o, o chestie pe care mi-o mi-o permit din punct de vedere financiar, din punct de vedere. Organizatorii că nu, nu reușesc să o includ în program. Dar da, e bine să fim mulțumiți de ceea ce avem și să nu uităm ceea ce avem, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, sunt mulți oameni care au mult mai puțin decât noi. Și de aceea vreau să fac acest panou în care să pun poze cu momentele frumoase. Acum nu știu cum o să-l organizez. Deocamdată o să încerc să scot câte o poză din anii trecuți pentru fiecare lună și să pun așa 12 poze pentru fiecare lună cu momente frumoase din anii anteriori, aferenți lunii, ianuarie, februarie, martie și sub, deci să am două rânduri de câte 12 poze mi-aș dori eu și sub să adaug pentru fiecare lună în parte, pe măsură ce se întâmplă, câte o poză cu un moment frumos din luna anului 2023 ca să nu uităm să ne bucurăm de ceea ce avem. Iarăși, la numărul 19 avem așa, fă un vision board sau o listă. Și vă spuneam că este foarte important ca la început de an să ne facem niște planuri palpabile și să facem tot ce putem noi uh, posibil uh, pentru a ne îndeplini lucrurile pe care ni le-am propus. Și iarăși foarte important este ca la sfârșitul anului sau periodic să revenim asupra listei și să vedem ce am reușit din ea să ne facem o retrospectivă și o analiză ca să vedem cum am reușit. Eu nu am un vision board, o să am acel panou cu poze, vine pe partea cu recunoștința cumva, lunar cel puțin vreau să adaug acolo un moment fericit din luna respectivă, care să, să ne aducă aminte că, totuși, există și bine în lume. Dar, da, eu am această listă, o să-mi o fac și pe calculator și uh, uh, mi-aș dori cândva, în anii următori, să reînvii blogul uh, pe care l-am început prin 2015, cred. Am scris pe atunci pe el, am scris pe mai multe bloguri de-a lungul anulor, anilor, dar uh, nu, nu am fost constantă pe această direcție. Să vedem. La numărul 20 avem din punctul meu de vedere blogul și Instagramul. Încă de la sfârșitul anului 2022 am încercat să postez mai des și pe Instagram. Pe YouTube am reușit să postez de trei ori pe săptămână. Nu cred că am avut nicio săptămână în 2022 în care să nu postez cele trei clipuri obligatorii, obligatorii pe care mi le-am propus. Ba chiar am postat mai des. Aici a intervenit și partea asta cu o foarte bună organizare. Dacă mă urmăriți, știți că am o listuță cu clipurile de, pe care le postez pe YouTube și întotdeauna îmi scriu acolo ca să nu mă trezesc ca o eu ce fac mâine. Nu mă trezesc așa, eu știu ce fac mâine. Da, sper că și voi reușiți să fiți organizați și să vă atingeți scopurile, dar mi-am propus să fiu mai constantă pe Instagram și eventual să revigorez blogul. Deocamdată o să pun pe blog și o să vă las în descriere, nu știu când o să fac asta, nu o să se întâmple astăzi, poate nu o să fie blogul, linkul blogului în descriere imediat ce voi publica clipul, pentru că mai și muncesc și hei, vine și ziua mea. Dar da, astea sunt lucrurile pe care vreau să le fac. Mi-aș mai fi dorit, dar n-am curaj să fac asta. O zi de detox pe săptămână, o zi în care să nu intru deloc pe rețelele sociale, decât, nu știu, din cazul în care am de modificat ceva pentru YouTube, dar aia nu este pentru mine, e pentru second job, ca să spun așa. Dar încă aia n-a ajuns pe listă, că mi-e frică de ea. Am, am, am declarat că sunt cumva dependentă de rețelele sociale. Trebuie să mai lucrez acolo. Vedem la, nu poate ajunge și treaba aia pe listă. Și tot la punctul ăsta 20, acum nu știu, aici propuneți-vă și voi ceva ce vă doriți să faceți mai bine sau mai mult în anul în care tocmai a început. M-aș bucura să împărtășiți acest lucru și cu mine. Pot să vă las listuța cu chestiile astea, 20 de lucruri pentru o viață mai bună, i-aș zice eu, sau pentru a îmbunătăți calitatea vieții sau pentru a fi mai bine cu noi, cu ceilalți, cu sănătatea, cu natura, cu toate cele. Și uh, o să las lista aceasta uh, scrisă și uh, vreau să fac în 2023 o provocare a lunii. Uh, e foarte la modă acum chestia asta cu 30 days uh, ceva. 30 days e cam mult, care însemna în fiecare zi să fie ceva. Și mai sunt și zile în care ne doare capul, mai sunt și zile în care am dormit prost, mai sunt și zile în care, nu știu, poate pur și simplu n aveam chef. Așa că o să facem 20 days challenge sau 20 de provocări lunare și o să facem o listă. Nu am aici, am făcut o listă, o am creionată în hârtie. Dar o să revin cu aceea într-un clip viitor, Mă gândesc acum la programarea aceea de care vă spuneam. Clipul acesta o să apară, probabil nu întâmplător. Providența a ales să facă asta. Chiar de ziua mea o să se publice. Să sărbătorim, de ce nu? Să sărbătorim cu lucruri bune și cu lucruri pozitive și cu o viață mai bună. Dar o să vă povestesc într-un clip. 9, pe 10 o să pun vlogul de la Comana, probabil, pe 11 aș vrea să pun și holul Shein cu lucrurile alea pe care le-am primit în decembrie și nu le-am filmat încă și vreau să le folosesc, deci undeva pe 12-13 o să vină și provocarea lunii ianuarie. Poate o să fie 20 sau poate o să fie doar 10, având în vedere că mai rămân mai puține zile până la sfârșitul lunii, dar vreau aici să bifăm din nu numai din lucrurile astea, ori din astea 20 aspecte, ori din așa mai general să avem în fiecare lună 20 de lucruri pe care să le bifăm și o să fac tot la fel o, un tabelaș, un bord cu aceste 20 de lucruri sau 10 sau 15, câte ori fie ele. Uh, și uh, să ne propunem asta, cum nu știu, să astăzi îmi propun, uh, vor fi lucruri nu neapărat nu 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 să ne cumpărăm o casă sau ne, să ne cumpărăm o mașină, vor fi lucruri mărunte, să zâmbești cuiva, să uh, să fi să scrii ceva pentru care ești recunoscător astăzi. Lucruri care să aibă legătură cu asta, dar pe care să le facem constant, pentru că v-am zis, eu vreau să, să fiu cumva mai conștientă de lista asta, o să mi-o printez și o să o am la îndemână și pe lângă ea o să am și lista cealaltă cu, fiecare, cu, pro, cu cele 20 de provocări ale fiecarei fiecare luni. Să-mi scrieți în comentarii cum vi se pare ideea aceasta Sper să vă placă și sper să vă băgați și voi la provocările lunilor care urmează. Cât de ce nu, eu cred că vor fi lucruri pozitive, optimiste și care să vă ajute să trageți un pic de voi, să vă motiveze, să faceți anumite lucruri pe care poate altfel le-ați neglija sau să vă facă să zâmbiți, să fiți mai veseli, mai activi, mai energici, nu știu. Cam, cam asta e scopul pentru care eu m-am gândit la acest lucru. Gata, dragilor, că m-am lungit o grămadă. A fost așa pe vorbărie, dar, hei, e important să mai stăm și de povești și să punem pe listă și să expunem lucrurile pe care le avem în plan, mai ales acum, la început, de an, reset și de la capăt, vă doresc un 2023 minunat, vă doresc o listă cu lucruri bune, pozitive și pe care să le reușiți. Pe care să reușiți să le duceți la capăt. Vă mulțumesc că v-ați uitat, și uh, ne vedem și mâine. Vă pup! PA!